Vești nu tocmai bune de pe piața muncii din județul Hunedoara. Astfel, în cursul lunii februarie anului curent, peste 430 de hunedoreni vor fi concediați. Aceștia provin de la 3 societăți comerciale, iar Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a fost notificată în acest sens pentru ca persoanele disponibilizate să poată beneficia de ajutor de șomaj. Conform directorului executiv al AJOFM Hunedoara, George Tatomuța, se mai așteaptă și alte disponibilități până la jumătatea acestui an. În acest moment avem 433 de persoane de la 3 angajatori care sunt anunțate că urmează să fie disponibilizate. Sigur că începând cu luna februarie până undeva în luna iunie sunt anunțate aceste disponibilizări. Avem și o societate care lucrează în lon pe partea de confecții, iar noi toți sperăm ca aceste societăți, dacă prind alte contracte, să aibă acești oameni în vedere și să nu ajungă la noi în șomaj, ci să fie reintegrați în câmpul muncii. Pe de altă parte însă, există la nivelul județului Hunedoara și 223 de locuri de muncă vacante, cele mai multe dintre acestea fiind disponibile în domeniul confecțiilor textile. Situația locurilor de muncă vacante în județ poate fi consultată pe site-ul AJOFM Hunedoara.